România a devenit cel mai mare producător de nuci al Europei. În ultimii 2 ani s-au înregistrat randamente record, iar producțiile sunt în creștere, ca urmare a majorării suprafețelor. 400 de hectare s-au cultivat numai cu soiul românești, iar alte 300 sunt în pregătire. Interesant este faptul că toți cultivatorii vor să se organizeze într-o asociație pentru a investi într-un brand de țară și o unitate de procesare. De asemenea, se caută un fond de investiții pentru cea mai mare livadă cu nuci din România. Se arată într-un articol publicat de economica.net. Trebuie să recunoaștem că sunt vești bune și chiar merită să le prezentăm pe larg. Marius Milea, următoarele minute din jurnalul Agro îți aparțin. Ultimul raport al Agenției pentru Agricultură al Statelor Unite, cel mai mare importator de nuci din Europa, confirmă succesul nucilor în România. Mai exact, producția estimată între 2018-2019, 44.000 de tone față de 42.400 de tone cât ar fi în Franța sau doar 16.000 în Spania. Anul acesta, condițiile meteo favorabile au dus la creșterea optimă a nucilor, astfel că se preconizează o producție mai mare decât media ultimilor 5 ani. În ultimii 3 ani s-au înființat 400 de hectare noi doar cu materialul nostru. Avem 100 în pregătire pentru anul acesta, urmând încă 200 anul următor, a declarat pentru economica.net Radu Câmpean, consultant la una dintre cele mai mari pepiniere din România, cu sere de sădire și dezvoltarea unor soiuri de nucă tradiționale românești. Potrivit acestuia, planurile sunt însă și mai ambițioase. Compania, cu ajutorul căreia se va înființa anul viitor și o asociație a cultivatorilor de nuci din soi românești, caută parteneri pentru o plantație de peste 1000 de hectare. Conform unor calcule, cu datele actuale, se poate ajunge lunar undeva la 1000 de euro pentru nuca în coajă și 3000 de euro pentru miez la o livadă de 5 hectare lunar după anul 12, când nucul ajunge la maturitate. Pomul intră pe rod după 4-5 ani, iar producția economică după 7 ani, 800 de kilograme pe hectar, iar din anul 12 producția este maximă de 2200 kilograme la hectar. Investiția inițială într-o plantație de nuci ajunge la 4000-7000 de euro pe hectar, iar întreținerea anuală este de 500-600 de euro pe hectar. Cultivatorii pot însă beneficia de subvențiile de la stat, care se ridică la 150-190 de euro pe hectar pe an, subvenția pe suprafață, la care se pot adăuga 620 de euro pe hectar dacă cultura este certificată bio. Cei care au plantat din fonduri proprii au undeva la 3-5 hectare, dar sunt și cultivatori care au accesat fonduri europene și care au în medie 20-30 de hectare. În ceea ce privește piața de desfacere la nivel global, piața este acoperită doar în proporție de aproximativ 50%, ceea ce face o astfel de investiție una extrem de sigură. Și prețul obținut ar putea fi unul mai mare, spune consultantul în interviul acordat jurnaliștilor de la economica.net.